Domnul s-a întâmplat. De ce noi nu trebuie să votăm pe Maia Sandu? Deoarece Maia Sandu astăzi este problema numărul unu a Republica Moldova, susținând toată haita, cum am spus eu, nu doar în guvernul și parlamentul Republicii Moldova, dar inclusiv vedem că deja au ajuns și la așa numită presa liberă. Socialiștii au fost primii care l-au susținut, dar uitați-vă, mai spuneți că l-au susținut și alți concurenți electorali care sunt în opoziție, cum ar fi și același domnul Marc Tkaciuc și domnul Filat, nu de mult cea. Și sunt sigur că și domnul Usatăi deja de data aceasta ne va susține pe noi și nu pe ca data trecută, pe Maia Sandu. Încep cu o replică. Că domnul deputat a spus că de data asta el speră că alături de Filat, Tkaciuc, Platon și așa mai departe ați voteze și Usat în turul de stănucul. Domnul Albu, eu v-am spus foarte sincer și mă uit acum în cetățeni, la cetățeni mă ieși la dumneavoastră, că eu v-am spus de ce nu poate fi votată Maia Sandu și acum cu acești certitudini vă spun că eu nu pot în turul 1, turul 2, ori turul 69, să-l votez pe Stoianoglu, care este susținut de o mizerie de al de Platon, de o mizerie care putea țigări și a spirit și a contrabandă de Filat, cu Grișa Bulgaru, cu cei care inclusiv foarte tare au insistat ca eu să mă retrag din alegerile prezidențiale. De asta candidatul vostru, de asta candidatul dumneavoastră astăzi la mine este egal cu Maia Sandu. Stimați cetățeni, eu astăzi am fost, sunt și voi fi doar pentru Republica Moldova. Eu merg înainte, deoarece Republica Moldova are nevoie de o schimbare, are nevoie de o republică prezidențială în care un singur om răspunde pentru tot.